Injectoare diesel blocate și zgomotoase. Ce să facem? Înainte de toate, hai să vedem funcționamentul injectoarelor, să putem pricepe de ce ne dau probleme uneori. Injectoarele diesel au sarcina de a introduce combustibilul în sistemul de alimentare al vehiculului. Dar de ce se blochează sau devin zgomotoase? Injectoarele diesel, față de cele pe benzină, tind mai mult să acumuleze toate impuritățile prezente în combustibil. Prin urmare, este o practică bună să le curățăm la fiecare 10-15 mii de kilometri și mai presus de toate, să alimentați vehiculul cu o motorină de calitate. Dacă nu sunt respectate cele două puncte enumerate mai sus, injectoarele pot deveni zgomotoase sau, în cel mai rău caz, se pot bloca. Zgomotul injectoarelor diesel poate fi cauzat de lipsa de curățare a acestora, cum am spus, sau de motorina proastă. Cei cu abilități mecanice aprofundate pot recurge la do it yourself. De fapt, pentru cei mai experimentați, dezasamblarea și curățarea injectoarelor este o operațiune foarte simplă. Pe de altă parte, cei care nu au abilități speciale pot adăuga în rezervor aditivi specifici de pe piață. Dar eu vă spun sincer, nu prea sunt de acord cu această opțiune. Dar în fine, este doar părerea mea. Fiecare face ce crede că este mai bine pentru motorul lui. Nu am probleme cu persoanele care gândesc diferit. Până la urmă, asta înseamnă să respectăm persoanele de lângă noi. Să acceptăm și părerile lor. Dar important este să gândim și orice facem să aibă o logică, nu doar că vrem noi să fie așa. Situația este alta în cazul unui injector de motorină blocat. Să vedem de ce. Fumul alb, când vehiculul este pornit, cum se spune pornirea la rece, sau negru, când motorul este fierbinte, sunt primele semne de posibilă deteriorare a injectoarelor diesel. Dacă sunt blocate, pot rămâne închise sau deschise. Dacă injectorul este blocat și rămâne închis, motorul merge în 3 cilindri. Bineînțeles, dacă motorul are 4 cilindri. Se chinuie să urce turația și vibrează, deoarece este dezechilibrat. Cu ajutorul unui profesionist, dar la noi asta cu profesionistul este puțin mai greu, poate fi restaurat, iar motorul va fi ca nou. Situația se schimbă dacă injectorul este mereu deschis. De fapt, motorina nu este injectată în faza potrivită și nu arde în întregime. Injectorul deschis, chiar și cu motorul oprit, poate determina umplerea pistonului și la prima pornire există riscul de a îndoi biela, ca și cum motorul ar fi aspirat apă, deoarece pistonul nu are cum să urce în sus. Pentru cei care nu știați, aceasta este cauza când într-un motor ajunge apă. Se umple pistonul cu apă, iar pistonul nu poate urca în sus și se rupe biela. Prin urmare, cel mai bine este să reparați mașina înainte de a deteriora grav motorul. Injectoare diesel zgomotoase. Injectoarele diesel sunt fără îndoială mai complicate decât cele care injectează benzină. În cazul injectoarelor diesel zgomotoase, aflați că niciun aditiv introdus în motorină nu va fi capabil să le repare. Pentru o curățare excelentă a injectoarelor, urmați acești pași. Dacă vă pricepeți, demontați toate injectoarele de pe mașină. Acestea vin desfăcute și curățate. Injectoarele au o parte mecanică și una electronică. Partea mecanică se desface și se curăță, iar partea electronică, dacă este deteriorată, se schimbă. După această fază, corect ar fi să goliți tot rezervorul de motorină și să introduceți motorină de bună calitate. Următoarea fază ar fi să introduceți un aditiv, dar înainte ca injectoarele să fie gălăgioase sau blocate, că odată defecte, un aditiv nu este capabil să rezolve aceste probleme. Dar cel mai indicat este prima opțiune și indicat este să previi și să alimentezi doar cu motorină bună și schimbarea filtrului de motorină la timp. Eu am fost Marian. Dacă vă plac videoclipurile mele, aveți opțiunea de a demonstra asta abonându-vă la canal și dând un like la videoclip. Puteți intra pe canalul meu unde puteți viziona și alte videoclipuri. O să vă las link în descriere. Noi o să ne vedem data viitoare
cu un nou videoclip. Să auzim numai de bine până atunci!